BCMU FC Argeș este prima echipă de basket din România care a anunțat public că își testează jucătorii și staful de COVID-19, așa cum cere protocolul medical emis de Ministerul Sănătății pentru reluarea competițiilor sportive în spații închise. Anunțul a fost făcut de Clubul Alb Violet în cursul zilei de luni, cu trei zile înaintea reunirii programate a echipei conduse de Tudor Costescu. În cadrul unui comunicat oficial, BCMU, FC Argeș a anunțat deciziile luate în contextul pandemiei de COVID-19. Jucătorii vor sosi la Pitești urmând a fi cazați în siguranță. Reunirea nu va mai avea loc pe 20 august. Componenții BCMU Pitești, lotul de jucători și staful tehnic vor efectua un prim test COVID-19 în cursul dimineții de joi. Prima ședință de antrenament va avea loc în momentul în care rezultatele testelor sunt negative. Rămâne de văzut în ce formulă vor demara pregătirile echipei din Pitești, având în vedere că dintre jucătorii străini, Mladem Ieremic și Tony Bishop sunt în România. Ceilalți urmează să ajungă în țară pe parcursul acestor zile.